Un accident de circulație s-a produs astăzi în jurul orei 11 pe drumul național 56A, pe raza localității Șimian. Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a derapat. Un tira derapat pe drumul național 56A lângă comuna Șimian. Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Zăpada avea în acea zonă 14 cm. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Autotrenul este înmatriculat pe Mehedinți și era dotat cu o anvelope de iarnă. Bărbatul a plecat din Motru cu destinația Bulgaria. În contextul condițiilor meteorologice actuale, cu ninsori abundente, viscol și intensificări ale vântului în zona montană, ploi și precipitații mixte, Poliția Română sfătuiește conducătorii auto să adopte o conduită preventivă în trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, transmitând o serie de recomandări tuturor participanților din trafic.